Bun, salut și bine v-am găsit astăzi. Vom face speedrun, vom încerca să facem un speedrun la Minecraft. Și văd că spawnul ăsta este un village. Nu știu nici eu ce vreau să fac. Bun, hai să vedem primul chest. Oaaa, când am văzut asta de diamonds. Ok, hai să luăm tot sand. Un stack de sand, aole. Mi-a dat armură, am deja armură full, deci în bătălia cu dragonul voi fi bine echipat. Bun, din nou și bă, ca multe poțiuni. Regeneration. Ce n-am nevoie, mai au și niște pâine. Ce-mi spendu acolo, plus furnace sunt ca să fac unelte de iron. Hai că suntem bine. Au. Nu mai suntem. Vreau să iau patul. În caz dacă mor să-mi iau spawn point-ul. Și mai avem puțin de pe partea asta. Ok. Nu o să încerc să mai fac nicio reacție. Ok, mai avem turnul ăla să mă uit în el. Și nimic aici, am intrat de fapt. Redstone scalperul. La sfârșit mai trebuie să niște mâncare și merg după să fac lucru. Oh, ai offender? Nu mai trebuie să mă duc în Nether. O să încerc să nu mai mă duc în Nether. Ok, o să stau până la 100 de diamante. O să mănesc puțin. Hai, nu. O să stau până la strata 30. Că eu și suntem cam sus, cam jos. S-ar putea chiar să fim aproape la 100 de strata 30. Când stăm așa. Și mai jos. Strata 70, na. Rămânem aici de la stratul 70 la 30 și nu cred că o să-mi ia mult. Cum fac pixels de diamond, să minez rapid. Gen, eu chiar vreau să fac speedrun, ok? Și acum mergem jos. Unde sunt mai multe de-astea, văd. Am nevoie de crafting asta. Nu am lemn. Să-mi fac sticuri și să-mi fac astea. Credeam că acolo e ceva chest ascunzat, de fapt, că mă admiram eu. Are chest sau ce Dumnezeu? De când au băgat niște chesturi ascunse în villageri? Și am prins că aici nu e nimic, nu? Da. Aici... Ce cauzi mă acolo? Haide, o să caut vigiuri. Bam, oh my god, 9 diamante avem. Fără whip-ul ăsta, că gen nu vreau să iau de aici. Cred că n-am mai luat pâine. Ok, avem și lemn. Am luat tot. Ok, și ăsta e și cred că gata. Putem merge să luăm fânul, vreau să leu de sus. Mă, de tot timpul m-am întrebat. Da, e merge numele la Hiblo. A, și acum o să stau o tonă.
să sparg ăsta. Mi-a luat ceva să lutez village-ul, știu că puteam să-l fac și mai rapid. Gen, mi-a luat... mi-a luat 5 minute. Au. Hai că... îl luăm pe ăsta și cu bucata aia și cred că o să ne ajungă. De fapt, de ce am luat un music disc cu ăsta, că n-am nevoie de el? Poțiunile le bag acolo. Ok. Bam, acum așa. Ok, nu mai e cine știe ce. Chiar că avem sand, fac build-uri cu sand acum, nu mai îmi trebuie. Nu trebuie să mai mă chinui cu lemn. Sandul și sparg rapid, așa că... Mă, da. Se aude sand-ul ăsta și eu am impresia că mor villager-ul. Aici vreau să mânez. Nu știu ce... Am uitat din nou. Ok. Fac un shield. La stratul 30, cam de acolo. O să minez și după aia urc înapoi sus. Ok. Opa. Avem nevoie de măr, da. Într-adevăr, n-am carrot. Dar mi-e putut așa să mă uit pe aici, gen, că e super normal ce vreau eu să fac, dar nu găsesc. Mă, sunt eu așa, uit aici. Eu mă uitam după pizza, gen, nici n-aveam de ăla. Hai că o să-mi fac și o sabie, dacă e. De diamond și cu ultimul diamond mi-am fac o pereche de buți. Iau crafting-ul și mă duc în jos. A, la minat. E piatră, cărbune, dacă găsim iron sau gold să-l și prăjim. Perfect. Deci nu prea avem ce să facem cu... Na, mergem tot așa în jos. Nici un bloc n-a mers în jos, m-am dezlăut ca să pot să iau. Și deja am găsit alt minereu, adică iron. Hai să-l bag la prăjit, să-mi bag și patul aici. Fac loc de furnace-uri. Oricum nu prea mai avea ce să facem cu iron, dar na, fac așa. De-aia ăsta episodului. De dragul episodului. Îl bag pe tot aici, ce să mai cam elene. Să-l bag în fiecare de ăsta. Știu că se face mai rapid dacă le băgam așa, dar... Totuși, să facem măcar XP. Până începem, dormim și ar trebui să se facă încă vreo 3 bucăți de iron. Problema e că, na, când dormi în Minecraft, se pune că n-a trecut niciun timp, gen, doar s-a schimbat ziua, gen, ca și cum s-ar fi fost time to day. Cum aș vrea o comandă, time to day, dar, gen, nu se prăjesc și materialele, se, na, ca să nu mai aștept. Vrea să aștept eu 10.000 de ore, dar trebuia doar unul, vreau să bag unul, dar, din nou, decât să stau să le stachez, mai bine, așa, tot de aici, de unde mergem. 30, 50.
Holy shit, ce e? Ok. N-o să mai zic nimic, cel puțin. Da, deci... Au trecut de abia 10 minute, problema e că e Nether, eu nu sunt jucător profesionist de Minecraft, da? Nu pot să treacă. Ce prost e că nu ajung. Uite, să-mi bag și ăsta aici, ăsta aici. Unde e spawnerul? Hai că spawnerul, că încă n-am găsit portal. Și era aproape toți ochii. Uși, băgați. Mă, nici mâncare nu mai mi-am făcut. Gata, fiți atenți, că eu de aici îl bag. Bam, așa. Să arunc hay-bale-urile. Itemele astea nefolositoare deloc. Cred că bat recordul cel puțin. O să mă uit după aia pe Google să văd care e recordul. Efectiv, eu credeam că o să-mi ia vreo oră, două. Și speram că nu murim aici, dacă mor aici e cel mai eșec chestie care am făcut-o vreodată. Ok, stau și sandstone-ul, că cel mai probabil. Hai, nu că iau lemnele. Așa. Nici nu știu ce să mai iau, o să mă pregătesc cu... Nici nu am fost atent ce mi-a dat, efectiv, instant heal cu regeneration. Nu mai am nevoie de Eye of Ender. E ok. Jump boost. Asta era de feather. Slow falling? Da, uite că asta era de slow falling. Deci o să le așez într-o ordine în care să mă ajute. No, no, no. Hai. Na. Bagă așa că... Ideea e super bine că ne-am dat jump boost-ul, că aici pe Bedrock Edition trebuie să mă duc să... Nu pot la alea care au așa iron baluri să le distrug cu arcul, nici n-am arc măcar, ce n-o să trebuiască, o să fie o luptă epică. Cam loot super... slab. Și să încerc schema cu paturile. Nu merge pe Bedrock Edition. Nu, no, lasă așa. Deci, respawn point set. Și începem. Am spawnat. Măi, trebuia să mă uit puțin pe aici după Eye of Ender-uri. Faci deja părți de arbor. Ok. Hai că fac așa, da. Mă, cred că mai rupit doar fie așa. N-am luat apă, n-am făcut bache ci să iau apă. Aveam nevoie acum să fac water bucket clutch. Nu cred că rezist până acolo. Când mi-a fall damage.
Revin. De unde? Că mie că revin mort. Ok, revin eu imediat într-un minut, mă. Bun, gata, am revenit, băieți. Am așteptat să plec cetățeni, revenim, a durat un minut. Maxim, câteva secunde, mă rog. Am văzut o chestie înainte pe YouTube. La un băiat care... Unde este Endermanii? Ok. Nu zic nu, dar... Cam mir că n-ar fi trebuit să fie Enderman pe aici sau ceva de genul. Degeaba am Giant Boost, că văd că nu mă ajută. Mă rog, dacă aș avea Giant Boost 1000, oricum mie mi-ar fi trebuit un Golden Apple. Să le și sparg manual. Mai am un mult. Deci cam poison, așa este asta verde din mine. Nu am chiar atât de multe materiale ca să ajung și în cealaltă parte. Bă, de nu mă pun eu aici fix lângă ăsta. Și nu urc eu așa în sus. Afagi. Poțiune de asta. Ok, nu știu ce nu se sparge în cristalul. Revin cu câteva în cristaluri sparte când le sparg cu toate. De ce nu-mi dă damage poțional ăsta în fine? Revin când sparg toate astea peste 50 minute. Am revenit peste 10 minute. Aproximativ undeva pe la 9 minute și jumate, așa o să trec 10 minute. It's impossible, dar nu înțeleg ce nu se spawnează de ăștia. E ce nu văd damage. Ok, eu să revin peste 10 secunde aproximativ. Mama mea a revenit. Nu cred. Am auzit un Enderman înainte de urmă la filmare. Deci linișcăm de câteva minute. De câte bune. Ce bine că nu m-a nimerit. Nici nu trebuie să-mi dau o regeneration. Ok, ați văzut. Endermanii, că și eu i-am văzut. Cred că dacă dau un... Dau strength. Doar că băieți, am uitat aparența filmesc când i-am distrus Ender Crystal-ul, dar o să fac acum. Thank you.
frenetică cu tine. Am fence-ul, s-ar putea să meargă, dar nu s-o lasă să fence-ul. Nici nu mi-am luat spawn. Bine, bă, am terminat Minecraft 1. 30. Uite, am început mapa de 33 de minute și am bătut Minecraft-ul în 33 de minute. Ei bine, ați auzit bine. Nu știu fix cam cât, dar așa îmi arată filmă de cât am făcut eu filmările plus ce n-am mai filmat, că m-am uitat pe ceas. Bă, cronometru arată că sunt 38? De ce zice 38 pe cronometru? Nu știu, ok, deci 38 de minute au trecut, iar eu am bătut Minecraft-ul. Oh, eu chiar vreau să, deci o să fac chiar asta pe video cu voi. Stai. Așa, să intru pe Google. În efectiv eu cu voi fac. Deci Minecraft. Speedrun time, drone time, world record 1.19, normal nu 1.19.2, 9 minute și 36 de secunde. Deci dacă caut, fiți atent, deci ați auzit, da? 9 minute și 39 de secunde. Wow! Ăsta e record 2022, nu. 2022, 1.19, Bedrock Edition. Bam, iar nu știu, vreau să vă record, am zis, mă. Haide, mă. Da. Hai că au piciorul, înțeleg și eu ceva gen. Hai o PS4, player broke the record. Ok, deci avem 28 de minute pe 1.19 Bedrock Edition. Sau stai să mai puțin. Nu, ăsta-i dar videoclip, stai să caut așa. Știri 1 punct. Wow. Deci eu am făcut pe undeva pe la 3. Vă zic fix numărul. 36.8. 36.8 secunde. Și na, recordul pentru Bedrock Edition este de 35.
de minute și 18 secunde. Da. Băieții, cam asta a fost și cu acest video.